Ultimele zile pentru țara noastră au fost destul de tulburătoare. Probabil ca și mine, dumneavoastră ați urmărit știrile și ați văzut câte lucruri cumplite, câte tragedii, câți oameni își plâng morții sau arși în zilele astea. Și aș vrea să, înainte de a ne apropia de cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreți așa cum sunteți, plecați capetele și însoțiți-mă în această rugăciune. Doamne, când privim la durerea oamenilor din jurul nostru, suntem copleșiți. Țara noastră este răvășită zilele astea, parcă vești după vești vin să ne anunțe, Doamne, cât de greu este pentru unii. Rugăm pentru părinții care și-au mormântat copiii să-i mângâi Tu. Pentru arșii care sunt în spitale acum, Doamne, strigăm către Tine și Te rugăm, dă-le Tu sănătate și viață. Pentru familiile lor care sunt îngrijorate acum, ne rugăm. Doamne, ne rugăm pentru autoritățile statului care au de administrat aceste situații. Te rog să le dai înțelepciune, resursele de care au nevoie, Doamne, pentru a putea transforma situația asta cât de cât într-o normalitate, Doamne. Doamne, încredințăm toate situațiile astea în mâna Ta și îți mulțumim pentru ce vei face. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Mi-aș permite să vă întreb în această dimineață, câți dintre dumneavoastră aveți probleme cu mândria? Ok, nu știu exact cum să interpretez răspunsul dumneavoastră, dar dacă cumva există cineva aici care și-a spus slavă Domnului că eu nu am probleme, tocmai ați dovedit fără să realizați că aveți o problemă foarte serioasă și sunteți mai mândri decât vă imaginați. 5 tipi într-un avion de mici dimensiuni. Este un băiețel, un predicator, un avocat, un medic și, bineînțeles, pilotul. Undeva în timpul zborului apare o problemă și pilotul comunică pasagerilor: urmează să ne prăbușim, salvați-vă viața, pierdem din înălțime. Problema este că suntem 5 pasageri și avem doar 4 parașute. Decideți voi cine folosește parașutele. Eu, ca pilot, am luat-o pe prima și am sărit. Doctorul zice: eu am salvat atâtea vieți, cred că merită să-mi salvez și propria mea viață. A luat următoarea parașută și a sărit și el. Apoi avocatul zice: eu sunt cel mai deștept din lumea asta, merit o parașută, sare și el. Și a rămas copilul și predicatorul. Și predicatorul îi zice: știi ceva, eu mi-am trăit viața, știu că mă duc acasă la Domnul, ia tu parașuta. Zice: nu-i cazul să vă faceți griji, pentru că avocatul a sărit cu rucsacul meu. Care este morala acestei povești? Păi ea este simplă. Proverbe, capitolul 16, cu versetul 18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Așa că fii smerit ca să nu te poticnești, fii blând pentru a nu fi zdrobit, fii altruist ca să nu fii strivit. Aceasta este morala acestei povestiri. Mi-amintesc de mine, vai, de câte ori am avut și eu probleme cu mândria. Pot să vă povestesc ceva? Mulțumesc pentru încurajare. De-abia așteptați, nu-i așa? Terminasem liceul la electronică. Îmi plăcea la nebunie electronica. Intrasem la facultate și în vacanța aceea, până să merg în armată, că așa se făcea atunci armata înainte de a începe cursurile la facultate, m-am angajat și eu în combinat. Și m-am angajat într-o echipă de electricieni care întrețineau niște macarale foarte mari, de 250 de tone. Și mi-am amintesc că prima zi, când am fost și eu în echipa aceea,
am încercat să văd cine sunt noi colegi. Și am descoperit, unul era cu școală profesională, altul tot cu școală profesională, altul terminase la... dar nu electronică, și în mintea mea mi-am spus așa, din toată echipa asta, eu sunt cel mai bun. Eu am terminat la electronică, terminat un liceu, sunt student. Ăștia, săracii de ei, au făcut și ei o școală profesională. Primul defect, urcăm pe o macară uriașă, curat, am coborât de acolo încărcat de praf, de mizerie. Și am văzut acolo dulapuri întregi de echipamente. Și am urcat cu cel pe care eu l-am desconsiderat în mintea mea cel mai mult. Și ăsta a luat niște dosare mari cu scheme uriașe, niște cearșafuri pe care le-a întins, s-a uitat. Și s-a dus la cutia aia, a scos un contactor, l-a înlocuit și a spus, hai să coborâm că am rezolvat. Și eu am zis, un pic, tu ai un malder de scheme... Și tu te-ai dus exact la comutatorul, la contactorul ăla defect. Și atunci am ajuns la concluzia că sunt foarte prost. Și că aroganța mea a fost zdrobită într-o clipă. Dumneavoastră, cum reacționați atunci când diavolul vă umflă așa un pic în pene? Vedeți dumneavoastră, mândria este cel mai vechi păcat din universul nostru. Și știți care e problema? Nu dă niciun semn de slăbiciune cu trecerea anilor. Este așa de mult în preajmă, încât chiar și în adunarea asta, mai mult decât bănuim, este prezent. C.S. Lewis spunea că mândria este prima cauză a suferinței în fiecare națiune și familie încă de la începutul omenirii. Mândria, cred că vă amintiți, l-a scos pe Lucifer din rai. Tot mândria l-a scos pe Adam din paradis. Mândria l-a lăsat pe Saul, primul împărat al lui Israel, fără împărăție. Mândria l-a scos pe Nabucodonosor sau Nebucadnețar, depinde cum vreți să-i spuneți, împăratul Babilonului, din societate. Mândria l-a scos pe Haman, dacă vă amintiți de el, din palatul Persiei. Mândria a reușit să transforme îngerii în demoni. Mândria și astăzi reușește să transforme prieteni în dușmani. Mândria reușește să distrugă totul. Ea este cancerul sufletului nostru. Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, ne luptăm cu mândria. Până și cei care cred că sunt cei mai smeriți aici, tocmai prin faptul că se consideră așa smeriți, dovedesc că trăiesc lupta cu mândria. Și aceasta este o formă a mândriei. Care poate fi antidotul? Atunci când ne apropiem de Scripturi, înțelegem că soluția oferită de Dumnezeu este smerenia. Acesta este tratamentul pentru boala asta cumplită de secole printre noi, mândria. Ce nu este mândria? Vreau să remarc câteva lucruri aici. În primul rând, mândria nu este tot una cu o imagine de sine corectă. E sănătos să știm cine suntem. Și e corect să avem despre noi înșine o părere echilibrată. Așa că nu este păcat să știi și să-ți asumi cine ești. Spre exemplu, citim în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el, Dumnezeu, adică pe Hristos, el n-a cunoscut niciun păcat, l-a făcut păcat pentru noi ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Asta înseamnă că orice copil al lui Dumnezeu, oricine a experimentat nașterea din nou, iertarea păcatelor, a devenit neprihănirea lui Dumnezeu. Ori a-ți asuma acest statut nu este nici de cum o mândrie. Vă amintiți textul de astăzi pe care l-am avut din 1 Ioan, capitolul 3? Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu?
să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem. Ei, a ne asuma această realitate, că noi suntem copiii lui Dumnezeu, nu este mândrie. Atunci când Domnul Iisus Hristos s-a plecat să spele picioarele ucenicilor, El s-a smerit, dar nu s-a desconsiderat pe sine însuși. El știa de unde vine, știa unde merge și cu toate acestea El s-a plecat și îmi place să cred că tocmai faptul că știa cine este i-a dat libertatea să se plece și să spele picioarele ucenicilor. Smerenia nu înseamnă să te vezi umil, ci mai degrabă înseamnă să nu te gândești doar la tine, pentru că nu ești tu, nu sunt eu centrul universului. În al doilea rând, mândria păcătoasă nu este același lucru cu a te mândri de munca ta. Noi avem o expresie pe care o spunem când cineva face o treabă bună, zicem, sunt mândru de tine. Ai reușit, ai muncit, îs mândru de tine, apreciez, te felicit că ai făcut lucrul acesta. Acest lucru nu este păcat, dar ce este mândria? În primul rând, mândria este acea atitudine de independență față de Dumnezeu. Eu nu cred că am nevoie neapărat de Dumnezeu, mă descurc singur. Poate zici că nu ai probleme cu acest aspect, dar vreau să te întreb. Sunt zile în care tu pornești în viață fără să te rogi? Care e mesajul pe care îl transmiți? Astăzi mă descurc fără Dumnezeu. Astăzi aș putea să-mi rezolv singur problemele mele. Noi ne rugăm și ne plecăm înaintea autorității Lui, recunoscând că în realitate avem nevoie de El. Mândria, de fapt, vine să ne spună: Dumnezeu poate sta undeva de o parte de viața mea, e ca roata de rezervă, știți? Apelez la ea doar just in case. Dacă ți se întâmplă ceva, rămâi pe drum, mai apelez și la roata de rezervă. În rest, ai cele patru roți la mașină, tocmai ți le-ai schimbat, sunt noi, de ce să-ți faci griji de roata de rezervă? Mă descurc eu, pot eu fără, și fără Dumnezeu. Da, acesta este un spirit care dovedește mândrie. Când noi ne trăim viața în independență de Dumnezeu. În al doilea rând, mândria presupune nerecunoștință față de Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7. Mă aștept că mulți dintre dumneavoastră știți versetul acesta. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? IQ-ul pe care l-ai, l-ai creat tu sau ți-a fost dăruit? Familia în care te-ai născut, părinții iubitori, faptul că ai avut posibilitatea să te duci la școală, să fii o persoană educată, faptul că ai abilități manageriale, administrative, ți-ai deschis o afacere și ai succes. Poate că vei spune, da, dar eu am muncit pentru asta și câteodată ne vine să zicem asta. Dar întreabă-te de fiecare dată, cine ți-a dat ingeniozitatea, puterea, energia? Nu există nici un lucru pe care să-l avem și pe care să nu-l fi primit. Și Apostolul Pavel spune atât de simplu. Și dacă tot ce avem am primit, atunci mai ai vreo pricină de laudă, de mândrie, de a fi superior altcuiva? Al treilea mod în care se vede mândria, te vezi mai bun decât alții. Iată câțiva indicatori pentru o persoană care e mândră și se vede mai bună decât ceilalți. Nu va admite că a greșit și de fiecare dată devine iritat când este corectat cu privire la o anumită greșeală. Acceptă laude pentru care nu are nicio contribuție. Ce frumos sau frumoasă ești! Dați-mi voie să vă întreb, care e contribuția ta că tu ești frumos?
dar cum definești frumosul? De ce tu ești mai frumos decât altul? Cine stabilește asta? Ce talentat ești? Ok, și cine ți-a dat talentul acela? Ce ochi frumoși ai? Wow! Și noi primim laude pentru ceva ce n-avem nicio contribuție. Sunt lucruri care ne-au fost date. Un om mândru care se vede superior față de ceilalți refuză să se sfătuiască și să învețe de la alții. El le știe pe toate. Care sunt modurile în care mândria afectează, devastează, aș putea să spun, viața noastră? În primul rând, mândria îl sfidează pe Dumnezeu. Și iată cum spune Biblia în Proverbe, capitolul 16, prima parte a versetului 5. Toți cei mândri sunt o urâciune înaintea Domnului. De ce fi urând Dumnezeu așa de mult mândria? Și o consideră urâciune. Rețineți, mândria l-a creat pe diavol. Mândria l-a transformat pe Lucifer, luceafărul de dimineață, în Satan, tatăl întunericului. Mândria este cea care a ruinat umanitatea în grădina Eden, ispita. N-a fost oarecum ce gust are fructul acesta, ci ispita a fost: veți fi ca Dumnezeu. Aceasta a fost șapta diavolului pe care a adus-o Evei. În al doilea rând, mândria ne ruinează inima, pentru că scaunul mândriei noastre este chiar în inima noastră. Proverbe, din nou, cartea asta plină de înțelepciune. Capitolul 21, versetul 4. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candela celor răi, nu este decât păcat. Apoi mândria ne distruge sufletul. Și avem un exemplu extraordinar pe care chiar Mântuitorul ne-l dă. Doi oameni care merg să se închine în același timp la templu. Și în Luca, capitolul 18, cu versetul 11, îl vedem pe fariseu, omul religios, care are o părere foarte bună despre sine, rostind această rugăciune: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari, sau chiar ca vameșul acesta. Și mândria se transformă în cancerul acela care intră în metastaze și ne distruge sufletul nostru. Dar poate că ne uităm așa la mândria manifestată în modul grosolan și zicem: slavă Domnului că totuși ceva s-a mai întâmplat în viața mea și am cultivat într-o oarecare măsură smerenia și reușesc să am despre mine o părere corectă, echilibrată. Ar vrea în această dimineață să mă opresc la acele forme subtile ale mândriei care o transformă în ceva tolerabil alături de celelalte păcate tolerabile asupra cărora am zăbovit: lipsa evlaviei, îngrijorările, anxietatea. Și în această dimineață ne vom opri asupra mândriei tolerabile. Rămân la aceeași pildă a Mântuitorului cu fariseul și cu vameșul care se închină la templu, Luca, capitolul 18. Și iată cum începe pilda aceasta în versetul 9. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți, adică drepți, și disprețuiau pe ceilalți. Iată, omul care vine să se închine, care are această mândrie tolerabilă în viața lui, se vede pe el însuși drept comparat cu ceilalți și asta îl face să îl disprețuiască pe cel de lângă el. Și Iisus se adresează prin pilda aceasta celor ce au această încredere în ei înșiși pentru mântuire și pentru justificare. Și atunci când tu te vezi drept, e foarte ușor să-i tratezi pe cei din jurul tău cu dispreț. Se considerau floarea
cumva societăți și spirituale de la acea vreme, neprihăniții lumii, se vedeau pe ei înșiși drepți. Și asta îi duce la autosuficiență. Asta ne duce pe fiecare dintre noi să ne simțim la un moment dat autosuficienți. Nu mai am nevoie de nimeni. N-am nevoie nici măcar de Dumnezeu. Asta e părerea omului mândru, care își creează propria lui neprihănire. În 1 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 2, apostolul Pavel spune așa: dacă crede cineva că știe ceva, măcar că nu este nimic, se înșeală singur. Vai, și dacă este să-mi amintesc de Edison, care spunea că noi cunoaștem a milionimea parte din nimic și ce mândri suntem că știm multe, nu-i așa? Un prieten de-al meu mi-a spus într-o zi: să știi că am ajuns la concluzia că trebuie să fii totuși suficient de deștept ca să dai seama că ești prost. Pentru că altfel nici nu-ți dai seama cine ești. Și crezi prostia aia că e o statuie de neprihănire, de dreptate, de deșteptăciune. Dar pe măsură, uitați-vă dumneavoastră la această realitate, cu cât știi mai mult, cu atât constați că știi mai puțin. Cu cât știi mai mult, cu atât îți dai seama că e cel mai sănătos să fii smerit. Cu cât știi mai puțin, cu atât ai șanse să fii mai mândru. Și Pavel spune aici: dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Galateni, capitolul 6, cu versetul 3, același apostol zice: dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, wow, se înșeală singur. Și mă întorc la cartea Proverbelor, capitolul 26, versetul 12: dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Am avut câteva circumstanțe în care am fost abordat de politicieni. Odată veneam, acum vreo 15-20 de ani, veneam cu trenul din Oradea, cred eu, un tren de noapte. Dormeam și a urcat dintr-o gară, n-am să vreau să spun numele localității, undeva pe Valea Prahovei, a urcat un tip și primul lucru pe care l-a făcut, m-a trezit. A spus: bună dimineața, vreau să știu că eu, să știi că eu sunt primarul, și mi-a spus orașul de unde e el primar. Și până la București mi-a vorbit numai despre el și despre realizările lui. Eu eram somnoros. Doi bani nu dădeam pe ce îmi spunea el. Dar dacă se întâmpla să nu mă uit la el, avea grijă să mă fac atent, pentru că ce urmează ca el să-mi spună este extrem de important. Altă dată mi-amintesc că eram în aeroportul Otopeni. Am urcat în autobuzul care urma să ne ducă la un avion. Și am constatat că acolo era un domn care a fost ministru și l-am salutat, că mi s-a părut absolut normal să-l salut. Și a urmat o discuție întreagă în care mi-a spus de toate realizările pe care le-a făcut el. Mă rog, pentru mine era greu să le văd, dar reușit să mă convingă că țara asta s-ar fi prăpădit. Dacă el nu era ministru în perioada aia, ne duceam de râpă cu toții. Și astea-s grosolane ce am spus eu, da? Dar de câte ori n-am căzut și noi în capcana aceasta de a ne crede suficient de înțelept într-un anumit domeniu? Și Domnul ne spune: mare grijă, că dacă vezi pe unul care se crede el însuși înțelept, interesantă partea a doua versetului 12 din Proverbe 26, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Ce scumpă este smerenia. Apoi sunt cei care se consideră suficient de morali. Au făcut tot ceea ce trebuia pentru ca acum Dumnezeu să-i accepte. Și ei cred că atunci când vor sta înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu n-are cum să-i respingă. Chiar dacă mai greșesc ei pe aici, pe colo, Dumnezeu nu are cum să-i respingă. Este trist.
că acest tip de mândrie câteodată se răspândește și printre credincioși, chiar și printre cei conservatori. Și astăzi, când societatea noastră comite și tolerează păcate flagrante de felul imoralității, divorțului cu ușurință, stilului de viață homosexual, avortul, beția, folosirea drogurilor, lăcomia de avere și multe alte păcate flagrante și scandaloase, este așa de ușor să cădem în păcatul superiorității morale, al auto-neprihănirii. Dar eu nu fac toate astea. Din pricină că noi nu comitem astfel de păcate, este foarte ușor să ne simțim superiori din punct de vedere moral și să privim așa cu oarecare doză de dispreț și desconsiderare pe acei care le practică. Aceste păcate sunt foarte serioase, sunt grave. Problema este superioritatea noastră și disprețul cu care îi tratăm pe cei din jur. Iată-l pe Apostolul Pavel. În 2 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 12, spune negreșit. N-avem îndrăzneală să ne punem alături, e foarte ironic aici Pavel cu unii care se considerau ceva, să ne punem alături sau în rândul unora dintre aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Proverbe, capitolul 21, versetul 2. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. Și rămânând tot în Proverbe, capitolul 30, versetul 12, este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunile lui. Care este soluția când această formă a mândriei vine, își găsește locul în viața noastră? În primul și în primul rând, trebuie să cultivăm acea atitudine de smerenie, pentru că dacă suntem ceva, suntem prin harul lui Dumnezeu. Și atât. Îi harul lui Dumnezeu care ne-a păzit să nu ajungem, să nu facem anumite lucruri. Să ne identificăm înaintea lui Dumnezeu cu păcatele societății. Există o tendință să ne ridicăm așa deasupra celor care sunt păcătoși în societate și să arătăm cu degetul de sus și să spunem din cauza lor se întâmplă. Nu-i sănătos. Iată-l pe Ezra. Un om a plecat asupra scripturilor, un erudit. Iată cum se roagă bărbatul acesta într-o perioadă în care evreii sunt într-o stare grea, de apostazie, trăiesc în păcat. Ascultați rugăciunea lui: Dumnezeule, Ezra 9:6, sunt uluit și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine, căci fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. El nu spune fără de legile lor, ei sunt păcătoși și ei sunt cei răi. El spune fără de legile noastre. Daniel, în diaspora babiloniană, știind că pedeapsa lui Dumnezeu a venit peste poporul sfânt pentru că au călcat legământul sfânt, iată cum se roagă el în Daniel, capitolul 9, cu versetul 8. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Da, nouă, împăraților noștri, căpetenilor noastre și părinților noștri, căci am păcătuit împotriva ta. Omul ăsta este un neprihănit, este un om drept. Sunt circumstanțe în istoria lui Israel în care Dumnezeu profețește și zice: chiar dacă ar fi acum în viață Daniel, tot nu ar fi cu putință să vă iert. Pentru că Daniel este un reper din punct de vedere moral. Dar când Daniel se roagă, el se identifică cu păcatul poporului. Așa că un antidot foarte bun este să nu mai strigi împotriva păcătoșilor din lume. Pe Facebook îți îngroși corzele vocale ale degetelor tale și strigi cât
poți pe păcătoșii ăștia. Când facem asta, știți care e mesajul pe care îl transmitem? Eu nu sunt atât de păcătos ca ei. Ăștia sunt răii societății. Slăvit să fie Domnul Iisus care m-a făcut copilul lui. Eu nu fac așa ceva. Asta e mândrie, frații mei, și mândria tolerabilă. Atitudinea corectă este: Doamne, când mă uit la Europa, când mă uit la România, când mă uit aici în orașul meu, la păcatele care se săvârșesc, rugăciunea mea este: Doamne, noi am păcătuit. Noi avem nevoie de îndurarea ta. Îți face bine sufletului tău astfel de atitudine. Apoi este mândria celor care aparțin celei mai bune biserici, celei mai bune biserici din oraș. Știți care sunt ăștia, nu? De obicei de la altă biserică, da. Mândria omului care spune: biserica mea e cea mai bună, e cea mai tare. Convingerile noastre toate sunt biblice, practicile noastre toate sunt evlavioase, așa că eu fac parte din cea mai bună biserică. Dacă ești aici un credincios ortodox, s-ar putea să fii mândru de credința ta de 2000 de ani, e milenară, de tradițiile bisericii, de istoria bogată pe care o are biserica ortodoxă. Și îți va fi foarte ușor să-i disprețuiești pe evanghelici, pe protestanți, pe neoprotestanți, care, de când sunteți voi pe aici, mai? Ați apărut și voi acum. Noi suntem de foarte mult timp. Și este mândria omului care face parte din biserica adevărată. Dar dacă ești un credincios evanghelic, da, poate al bisericii Emanuel, s-ar putea ca și tu să fii mândru, că ai înțeles faptul că mântuirea este prin credință, prin har. Tu nu te mai închini la icoane și nu săruți moaștele, pentru că știi că Dumnezeu consideră lucrul acesta o formă de idolatrie, de păgânism. Așa că ți este foarte ușor să-i disprețuiești pe cei din biserica tradițională, că-s nebiblici, că-s rătăciți, nu-i așa? Și am putea continua lista asta. Dacă, spre exemplu, ai o perspectivă arminianistă cu privire la obținerea mântuirii, dacă n-ați înțeles cuvântul, n-ați pierdut nimic, da? Adică crezi că tu ești singurul care poți să decizi prin propriile tale eforturi să fii mântuit. Poți să-l desconsideri pe calvinistul de lângă tine, care și ăsta e plin de mândrie că a ajuns la înțelegerea adevărului de plin, că doar harul irezistibil al lui Dumnezeu, revelat doar celor care au fost aleși din veșnicie, îi poate mântui. Și apoi, cei care au spus amin, deja știți în ce categorie sunteți, da? I-ați exclus pe ceilalți, da? Noi suntem creștini adevărați, calviniștii, arminianiștii. Noi suntem credincioși adevărați. Uitați-vă pe Facebook, pe social media, cum își arogă mândria lor. Dragi creștini, cunoaștem în parte. Și numai când realizăm că știm în parte, numai atunci vom fi smeriți. Până atunci vom arunca cu etichete în dreptul altora. Vom spune: ăștia-s legaliști, uite la ei. Sau ăștia-s liberali, libertini, depinde cum, ce dicționar folosești. Al limbii moldovenești sau românești, mă rog, scuzați-mă, asta a fost o ironie. Dar putem face din credința noastră, din crezul nostru, din doctrina noastră, din biserica noastră, o platformă în care să ne manifestăm, de fapt, mândria. Iată în Corint ce se întâmplă. Iată cum se manifestă această mândrie subtilă în Corint. Unii dintre credincioșii care au venit din păgânism, acolo se închinau la idoli, mâncau din carnea jertfită idolilor, au venit la Domnul și au realizat că un idol este tot una cu nimic. Și au spus: a, deci,
eu pot să-mi permit să mă duc în continuare să mănânc în templele idolilor, pentru că oricum sunt nimic. Și Pavel zice, ok, tu ai ajuns la această înțelegere. Foarte bine. Dar lângă tine este un credincios slab. El încă n-a ajuns la această înțelegere. Pentru el idolul încă nu-i totuna cu nimic. El vine de acolo, din cu bagajul ăla vechi. Și el te vede pe tine, credinciosul matur, cu sticla de bere pe masă, că ești liber. Și el tocmai a ieșit din robie. A fost. Și tu ce faci cu aroganța ta? Zice Pavel, fratele tău va fi pierdut prin libertatea ta. Mă înțelegi ce-ți spun? Este mândria omului care crede că el are credința adevărată și doi bani nu dă pe cel care are poate cugetul mai slab. Așa că mare grijă când libertatea ta devine o pricină de poticnire pentru cel slab, atunci tu deja practici mândria, pentru că ajungi să disprețuiești pe cel ce nu vede lucrurile ca tine. Îi spuneam lui Mădălin săptămâna asta că pentru prima dată eu am auzit o expresie, cred că în anii 90, în timpul campaniei electorale, când domnul Rațiu i-a spus domnului Iliescu o expresie, voi lupta din toate puterile mele să ajung să ajung să căpătăm dreptul să nu fiu de acord, nu mai știu să traduc, să nu fiu de acord cu tine. Mi-a plăcut ideea asta. Deci, fii atent, un mod matur este să acceptăm faptul că ne putem uita, cum spunea Paller, amândoi la același lucru și să vedem lucruri diferite și să fim de acord că suntem în dezacord. Wow! Dar de unde sunt toate certurile și ciorovăielile și toate chestiunile astea care se vântură peste tot? Oare nu tocmai din faptul că noi vrem să avem dreptate? Și de unde vine dorința asta? Câteodată este bine să lupți, nu câteodată, pentru adevăr întotdeauna este bine să lupți. Dar mare grijă dacă nu cumva în spate este forma aceasta subtilă a mândriei în care vrei ca lucrurile să se facă doar în felul tău. Și aici personalitățile puternice trebuie să vegheze mai mult poate decât alții. Apoi există și mândria reușitelor personale. Am reușit, sunt mai bun decât alții, nu-i așa? Biblia ne învață că cine nu muncește să nu mănânce, de aceea noi nu încurajăm cerșitul absolut deloc, în nicio formă. Și noi vă încurajăm pe toți din biserica noastră, dacă cineva vine să cerșească bani, să ceară bani în biserică, să nu le dați, pentru că noi avem un departament de ajutorare care face anchetă socială, care se ocupă de lucrurile astea și noi credem că oamenii au demnitate și oamenii trebuie să fie plătiți pentru munca lor. Da, mi-amintesc de Moody, care avea această problemă, că noi aici avem problema asta la biserică, sunt, să știți, din când în când oameni care vin pentru că au descoperit ei că suntem buni și că pot profita de lucrul ăsta. Și creștinii, în general, sunt mai naivi, pentru că el nu se gândește că cineva are intenții greșite și automat poate cădea în plasa asta. Dar Moody zice că el a ajuns la concluzia că nu vrea să mai ajute niciun cerșetor. Și a adus o buturugă mare, a pus-o în spatele clădirii biserici, a pus și un topor acolo lângă ea și oricine venea să cerșească zicea, noi doar plătim pe cei care muncesc. Vă rog să mergeți în spate când terminați buturuga de tăiat, vă plătim și o să aveți bani să vă cumpărați mâncarea. Și el zice, mulți ani a rămas buturuga neatinsă. Da. Eu, la capitolul ăsta, sunt foarte capitalist, să știți. Eu nu sunt socialist. Nici nu cred în socialism. De ce am fost spus, de ce fi spus asta? Că nu fac parte din niciun partid. Eu cred în principiul pe care îl zice Biblia. Cine nu muncește, continuați-l dumneavoastră. Că nu mănânce. Adică Dumnezeu ne cheamă să muncim. Sunt situații în care
oamenii sunt bolnavi, oamenii sunt în situații critice, cu siguranță trebuie să-i ajutăm. Însă și faptul că noi facem campania aceasta de a face ghiozdane, Marcel, cum ai putut să spui 15 ghiozdane? Asta e viziune de biserică, de 300 de oameni, ca să arătăm mândria acestei biserici? Da? Însă și faptul că facem această ajutorare arată că vrem să-i sprijinim pe oameni. Leneșul spune Proverbe, capitolul 13, cu versetul 4, dorește mult și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. Ei, problema este când cel harnic se satură și ajunge la reușite peste reușite și la un moment dat trage concluzia că de fapt el nu depinde de Dumnezeu, ci poate el, prin el însuși, eu am reușit. În 1 Samuel, capitolul 2, cu versetul 7, Biblia spune: Domnul sărăcește și el îmbogățește, el smerește și el înalță. Nu se întâmplă să fi văzut dumneavoastră doi studenți la aceeași facultate, amândoi foarte preocupați de studiu și totuși unul dintre ei excelează și primește note mari, în timp ce celălalt muncește din greu și de-abia obține notele de trecere. De unde această diferență? Nu știu să răspund, dar se pare că Dumnezeu i-a dat unuia ceva mai mult. A crescut într-o altfel de familie în care educația a fost importantă și a fost stimulată dezvoltarea intelectuală. Dar indiferent care este cauza, capacitatea de a realiza ceva sau de a avea succes într-un oricare domeniu, totul vine de la Dumnezeu. Și dacă tu ai o casă și un business și o carieră și o familie și copii așezați, dragul meu, acesta este harul lui Dumnezeu. În Deuteronom, capitolul 8, versetele 17 și 18, Biblia spune: vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterile mele mi-au câștigat aceste bogății, ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să te întărească, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Și dați-mi voie să recitesc 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Deci, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Nimic. Intelectul nostru, abilitățile noastre, darurile noastre naturale, sănătatea noastră, oportunitățile noastre, toate acestea vin de la Dumnezeu. N-avem nimic în stare să ne aducă succesul ce să nu fi primit de la Dumnezeu. Așa că dacă excelezi în mediul academic, vreau să te felicit și să spun continuă să investești, dar să nu pierzi niciodată din vedere că cel care ți-a dat înțelepciune, inteligență, este Dumnezeu. Onorează-L de fiecare dată. Dacă reușești în afaceri, dacă îți dezvolți o afacere formidabilă, continuă să o faci. Fă-o cu dedicare, fă-o cu pasiune, dar nu uita niciodată că abilitățile acelea pe care tu le ai vin de la Dumnezeu. Și dacă ai o familie frumoasă și împlinită și o relație bună cu partenerul tău și copiii cresc într-un cadru sănătos, ridică paharul mulțumirilor și zi: Doamne, este darul Tău pe care l-am primit și îți mulțumesc pentru el. Deci fie că este vorba de succesul nostru sau de succesul copiilor noștri și indiferent de domeniu, a nu recunoaște că succesul acela vine până la urmă de la Dumnezeu ne duce la păcatul, la mândria reușitelor personale. Mândrie care nu-L onorează pe Dumnezeu. Și această formă de mândrie este păcat. Evident, un păcat mai subtil, însă este păcat. Un alt aspect al mândriei reușitei personale este dorința exagerată de a primi recunoaștere.
Fiecare dintre noi dorește să primească apreciere pentru un lucru bun făcut. Nu-i așa? Ai făcut o treabă bună acasă. Să știți, doamnelor care sunteți aici, soții dumneavoastră, nu vă dați seama cât de mult apreciază că le spuneți că au făcut o treabă bună în familie, da? Cât de bărbați sunt ei și parcă n-au nevoie de nimic. Se întreabă undeva în mintea lor, oare o vedea soția mea că am făcut chestiunea asta? Să-mi spună, bărbate, ce bine ai făcut. Apreciez asta. Toți avem nevoie de o anumită apreciere. Însă, când atitudinea aceasta de a cerși aprecierea devine dominantă, când faci tot posibilul să ți se recunoască meritele, atunci deja este o problemă. Oare suntem noi dispuși să facem ceva pentru Domnul și atunci când nu primim apreciere? Atunci când nu ne vede nimeni, când nu ne bate nimeni pe umăr, când nimeni nu ne strigă numele? Cum putem să ne păzim de dorința păcătoasă de a fi apreciați? În Luca, capitolul 17, cu versetul 10, Biblia spune: tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: wow, suntem niște robi netrebnici. Am făcut ce eram dator să facem. Adică eu, după ce termin predica asta, în loc să mă aștept ca dumneavoastră să-mi spuneți: wow, ce predică grozavă ai ținut, să primesc ignor de la toată lumea și să mă duc acasă și să spun: Doamne, am făcut ceea ce eram dator să fac. Și acesta să devină stilul meu de viață și stilul dumneavoastră de viață. Să învățăm că orice recunoaștere pe care o primim, indiferent pentru ce, în cele din urmă va trebui să aibă aprobarea lui Dumnezeu. Totul este prin har, nimic prin merite personale. Și a patra formă a mândriei subtile, tolerate, mândria unui duh independent. Te împotrivești oricărei autorități, incluzând autoritatea spirituală. Respingi învățăturile și sfatul celuilalt. Și când suntem tineri, ne vine să credem că știm totul, nu-i așa? De fapt, nu știm cât de puțin știm. În Evrei, capitolul 13, cu versetul 17, autorul acestei epistole spune: ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Și ultimul verset la care fac referire, Proverbe 2 cu 1: fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele. Și iată că trebuie să cultivăm dependența asta și de alții. Dragul meu, eu nu știu unde ești tu, dar eu, în timp ce mi-am pregătit predica aceasta, în timp ce v-am ținut-o dumneavoastră, recunosc că nu sunt scutit de acest păcat care dă turcoale. Și am nevoie mereu și mereu și mereu să mă pocăiesc, să mă smeresc, să realizez că totul, absolut totul, vine de la Dumnezeu. Tu cum stai cu vulpile mici care strică floarea viei? Folosesc aici o expresie din Biblie, da? Chestiunile mărunte pe care ți le permiți și care, de fapt, în cele din urmă te distrug. Tu cum stai cu ele? Dacă Dumnezeu ți-a vorbit în dimineața asta și realizezi că e ceva acolo ce te-a făcut pe alocuri să disprețuiești pe alții, să-i privești de sus, să-ți asumi ceva ce de fapt a venit de la Dumnezeu, nu crezi că e potrivit să avem un timp în care să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne smerim? Să-i cerem iertare și să-i cerem puterea de a cultiva smerenia. Întotdeauna mi-au plăcut oamenii mari. De câte ori am ajuns în preajma lor, mi-au dat
un sentiment puternic a faptului că ei știu cine sunt, cine sunt în Hristos. Și n-au nevoie de a le se aminti de reușitele lor. Am lucrat foarte mulți ani cu doctorul Andy Seidel. L-am cunoscut în 93 pentru prima dată pe Andy. Andy a fost ofițer în armata americană, a condus trupe de comandă în războiul din Coreea și în cel din Vietnam, a studiat la cea mai strălucită academie militară West Point din Statele Unite, o minte sclipitoare. Când a murit generalul cu 4 stele care a creat strategia pentru primul război din Golf, el este cel care a condus slujba de înmormântare de la Casa Albă. Andy, după o carieră strălucită în armata americană, a ales să se ducă la un seminar teologic și a devenit pastor și mai târziu, în perioada regimului comunist, underground, a venit în România, în secret, riscându-și viața și aducând cu el studii biblice. Și în 1993, eu am fost unul dintre studenții lui în cadrul programului Advanced Training Study, Pastoral Theology. Și ori de câte ori stau lângă Andy, bărbatul acesta care are acum 83 de ani, am așa un sentiment care nu mă face decât să fiu smerit. Este o capacitate, este o valoare, este un om pentru care am tot respectul. Dar este de o smerenie. Dacă l-ați întâlni, dacă ar veni astăzi și s-ar așeza aici pe bancă, printre dumneavoastră, probabil că cei mai mulți nu l-ați băga în seamă. Și dacă cineva l-ați saluta, s-ar bucura să vorbească cu dumneavoastră. Și mă uit la oamenii ăștia și nu pot decât să spun, Doamne, iartă-mă și iar iartă-mă că n-am știut să cultiv de fiecare dată smerenia. Așa că eu vreau să vă invit să ne smerim în această dimineață. Apoi vreau să mai fac o invitație. Poate ești aici în această dimineață și poate în mândria ta n-ai considerat că ai nevoie de Dumnezeu și de iertarea păcatelor și de mântuirea sufletului. Și poate te îndreptățești pe alocuri și zici că nu ești așa rău ca alții. Am auzit deseori expresia aceasta, eu n-am stricat casa nimănui, eu n-am făcut pușcărie, eu nu sunt atât de rău ca alții, eu n-am nevoie de Hristos. Aș vrea să te invit în această dimineață să reconsideri lucrurile acestea. Și dăm voie să spun că indiferent cine ești, bărbat, femeie, tânăr, vârstnic, și tu ai nevoie de Hristos. Și tu ai nevoie de iertarea păcatelor. Și la crucea lui Hristos este loc pentru oricine.